Când va intra România în valul 5? Medicul Alexandru Rafila crede că 15 ianuarie 2022 va fi data la care țara noastră va fi lovită de un nou val al pandemiei. Perioada dificilă în România va începe la jumătatea lui ianuarie 2022. În acea lună va trebui să luăm măsuri. Astfel, Organizația Mondială a Sănătății va face public raportul pe România. Preconizează pentru că a văzut că dintr-un anumit interval de timp în altul, boala se reactualizează. Și probabil că de asta ei prevăd lucrurile astea. Sunt medici, specialiști, într-adevăr, care, mă rog, în colaborare cu alți specialiști în alte țări, și asta este, gândesc eu, că preconizează că va veni val după val. Și va veni. Întotdeauna, din cele mai vechi timpuri, la fiecare 100 de ani, a fost câte o pandemie, câte o molimă din asta. Nu știu ce să vă spun. E un microb care persistă, eu știu. Ei încitrează valul 5, dar este. Trebuie să ne hotărâm ce vrem cu copiii noștri. Primul lucru, părinții să se vaccineze ei. Trebuie să se încurajeze testarea în școli. Accesul la vaccinare trebuie să existe și la copii. Copiii însă fac forme ușoare ale bolii. Eu sunt de acord cu vaccinarea copiilor. Vaccinarea copiilor este o posibilitate, dar nu este o prioritate. Ca să vaccinezi copiii, primul lucru, trebuie să convingi părinții. Foarte bine, suntem pregătiți. Sunt vaccinat. Toată lumea să se vaccineze. Am înțeles. Și îl așteptăm cu drag, da? Da, am auzit și eu, dar nu știu. S-ar putea. Ce să facem? Asta e. Trebuie să ne vaccinăm, în primul rând. Eu m-am vaccinat. Acum trebuie să-l fac pe al treilea. Medicul virusolog Alexandru Rafila avertizează că România va intra în valul 5 al pandemiei după jumătatea lunii ianuarie, astfel că vor trebui luate din nou măsuri nepopulare. Este important ca ele să fie luate mult mai prompt și pe baza recomandărilor specialiștilor, iar totul trebuie explicat cât mai bine oamenilor, spune el.